Iulian Popa și în atac Mugurel Buba și Paul Batin, dar e 1-0 pentru Petrolul Ploiești, deschidere de scor extrem de rapidă în iată minutul 2 al partidei, primul minut de fapt. Petrolul reușește să deschidă scorul. Eu nici n-am apucat să termin echipele de spus și Petrolul Ploiești prin Cristea reușește să marcheze 1-0 la Brașov. Un început de meci fantastic, cu o fază lucrată foarte bine de cei de la Petrolul, o pasă a lui Mustivar pentru Cristea. Nu, pasa a fost de la Bochila și superbă devierea lui Bugema pentru Laurențiu Marinescu, viteză foarte bună a capitanului Petrolului, care protejează foarte bine, scoate la margine pentru centrarea lui Achim, balonul este respins de lângă Bochila, Adrian Cristea recuperează la 20 de metri, Bugema, trage Bugema pe lângă! Ocazie mare pentru Petrolul în minutul 47, iată, începuturile de repriză sunt favorabile echipei lui Cosmin Contra. A fost un șut care nu a trecut prea departe de poarta lui Pedro Taborda. În continuare, 1-0 pentru Petrolul. Împotriva sa, respinge Ghierme până la Georgian Păun. Păun încearcă să își așeze mingea pentru un șut cu dreptul. A fost însă blocat, recuperează din nou brașovenii Velaios, Buga elegant, Buga la marginea hreului, Buga! Prinde însă Bornescu, nu a fost o execuție prea periculoasă din partea lui Buga, a fost însă o acțiune care l-a enervat din nou pe Sorin Cârțu. Grozav protejează foarte bine în fața lui Ricardo Maciado. Acum Bochila, nu este offside. Bochila în fața golului. Bochila! Gol! Petrolul! Gol! Jeremie Bochila! O fază splendidă a găzailor care desfac defensiva Brașovului și Cosmin Contra. Este la mai puțin de 30 de minute de un debut cu succes pe banca Petrolului. Jeremy Bochila, unul dintre cei mai prolifici oameni ai Petrolului în Liga 1, își face datoria și în Cupa României. Timișorean a plecat din poziție regulamentară, Bochila îl evită pe Taborda și apoi marchează cu toată opoziția lui Ricardo Maciado. Este 2-0 pentru Petrolul la doar câteva secunde după ce Brașovul a ratat o nouă șansă de a egala. Este golul care practic îl liniștește pe Sorin Cârțu, trimite pe bancă pe antrenorul Brașovului, care până acum a urmărit meciul de la marginea terenului. Centrarea acum către Mateiu. Este șansă de contraatac pentru Petrolul cu Marian Cristescu față în față cu Strauss. Cristescu, o pasă excelentă în partea stângă pentru Ovidiu Hoban. Hoban la 20 de metri, o pasă spre Bochila, lasă pentru Marian Cristescu, nu este offside. Marian Cristescu în fața golului, Cristescu se opune Taborda. Marian Cristescu putea marca primul gol împotriva fostei sale formații. După ce a plecat în iarnă, l-au reușit în meciuri consecutive. După ce tot el a